Da, a fost votată cu o largă majoritate, însă, din păcate, nimic concret nu se va întâmpla, pentru că, practic, Rusia în acest moment neagă ideea că ar avea de returnat vreun tezaur României, iar teoria pe care o promovează Moscova este că daunele pe care România le-a produs în timpul războiului al doilea mondial, când a luptat împotriva ei, sunt suficient de mari încât să acopere această pagubă pe care o reprezintă valoarea tezaurului. Pe de altă parte, Rusia este stat agresor cu o mulțime de sancțiuni și cu foarte multe active ale oligarhilor ruși care sunt indisponibilizate atât pe teritoriul Uniunii Europene, dar și în țări din G7. Ceea ce stabilește această rezoluție este practic participarea la o adevărată masă credală care la un moment dat, dacă se va deschide, România și-a securizat poziția și oficializează faptul că are această creanță de încasat. Pe de altă parte, din perspectiva poziției Comisiei Europene, aș putea spune că aceasta nu a fost foarte încurajantă. Comisarul European, care a fost prezentă la discuție, a spus că recunoaște acest drept al României, numai că e o problemă bilaterală dintre România și Rusia care va trebui să fie discutată după ce se va încheia războiul din Ucraina. Deci, din punctul meu de vedere, Comisia Europeană nu este 100% în spatele acestei chestiuni, așa cum unii eurodeputați și-ar fi dorit, adică, practic, activele înghețate ale oligarhilor ruși să fie folosite pentru ajutorarea Ucrainei, dar și pentru a acoperi această pagubă făcută României prin furtul tezaurului în 1916 și 1917. Este o creanță legală a României asupra Rusiei, pe care Moscova însă nu o recunoaște, iar asta nu ne surprinde. Cine, dacă nu Rusia, se pricepe cel mai bine să dezinformeze, să denatureze trecutul, să fure teritorii, să distrugă destine. De aceea vă cer sprijin pentru un vot în ceea ce privește această rezoluție prin care cerem returnarea tezaurului României înapoi. Uniunea Europeană rămâne deschisă să susțină România pe problema restituirii tezaurului național și arhivelor, dar în acest moment dialogul politic și mecanismele de cooperare cu Rusia sunt suspendate din cauza războiului de agresiune din Ucraina. Însă suntem gata să reluăm subiectul restituirii tezaurului României pe viitor, când situația va permite acest lucru.